Spuneam și duminica trecută că atunci când am gândit la epistole lui Petru și în special și la doi Petru, nu am gândit neapărat la bogăția de subiecte, la bogăția de mesaje care rezultă dintr-o epistolă scurtă. Trei capitole, nu sunt foarte multe, dar cu o încărcătură de mesaj cu totul și cu totul deosebită. Cred că cei care ați participat și ați putut urmări fiecare subiect, fiecare mesaj, v-ați îmbogățit din punct de vedere spiritual prin înștiințările, așa și spune apostolul aici, zice, prin înștiințări. Ba Ma mai mult, vreau să vă aduc aminte, frați și surori, lucrurile pe care noi le prezentăm înaintea dumneavoastră, eu și frații care slujim, fie că e vorba de slujitorii bisericii, fie că e vorba de frați care vin și predică, nu vin cu noutăți. Noi predicăm dintr-o carte care s-a încheiat în canon acum 2000 de ani. Deci nu este nimic nou din punctul acesta de vedere. Poate că, eu știu, un mod de a explica să fie poate diferit față de un alt mod de a explica. Dar la urma urmei, Scriptura este aceeași. Noi, toți, îmi place să cred că toți, suntem familiarizați cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare parte, poate, dintre dumneavoastră, exact ca și copiii bisericii care au fost înaintea noastră, ați crescut în biserică, ați crescut la Sunday School, ați învățat versete pe de rost față de alții. Eu am spus, eu am o deficiență din punctul acesta de vedere. Prima oară când am citit Biblia aveam 25 de ani, în urmă cu 32 de ani. Ei, alții deja aveau, până eu aveam 25 de ani, aveau deja îmbibat în ei versete scripturale. Deci nu sunt lucruri noi pe care noi le prezentăm înaintea dumneavoastră, dar s-ar putea să fim uneori mai superficial în tratarea lor. Și se pare cu cât ne îndepărtăm, eu știu, de Scriptură, ne și răcim spiritual, parcă nu mai suntem așa cum ne-ar vrea Domnul. Și ne-am rugat și în dimineața asta și continuăm să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvânteze în vremurile acestea și să ne ajute să fim tot mai aproape de El. Pentru că nu mai este mult și Cel ce vine va veni nu va zăbovi, chiar dacă unii, așa cum scrie aici, au impresia că nu se va mai întâmpla nimica. Au impresia că toate lucrurile au intrat într-un într mers al lor și nu se mai schimbă absolut nimic. Exact așa și spun și ei. Toate lucrurile rămân la fel. De când au adormit părinții noștri, și când Scriptura se referă la părinți, se referă efectiv la, la patriarhi Și primul patriarh la care se referă Scriptura este Adam. Ei, toate lucrurile au rămas la fel, nu s-a schimbat nimic și s-ar putea uneori chiar și în gândirea noastră, a celor ce venim la biserică, a celor ce ne-am îmbibat, așa cum spuneam, cu scripturile, cu cuvântul lui Dumnezeu, încă din copilărie sau din tinerețe, să, fie, să avem poate și o gândire de genul acesta. Oare chiar va mai fi ceva? Vreau să fim cu tărie în această dimineață. Da, va fi. Ceea ce spune Scriptura este da și amin. Și spun și în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, Tema principală pe care o abordează Apostolul Petru în cea de-a doua epistolă este legată de adevărata cunoaștere. Și dacă vă uitați cu atenție și când începe epistola și când finalizează epistola, el vorbește foarte mult despre cunoaștere, cunoașterea reală, cunoașterea adevărată. Harul și pacea să vă fie mulțite, 2 Petru 1 cu 2 și 3. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea. Cu alte cuvinte, beneficiarii ai lucrurilor pe care le scrie apostolul aici sunt doar aceia care ajung să cunoască. Știți cum se încheie epistola? 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei și Filadelfia spune amin. Iată că cunoașterea este vitală, este esențială. Începe și finalizează epistola aceasta. În capitolul 1, un lucru care probabil că îl vom auzi și de seară, când fratele Buseu va fi împreună cu noi, Apostolul Petru vorbește despre o progresie a cunoașterii. Teologia numește această progresie a cunoașterii scara lui Petru. Și o avem acolo undeva, i-am rugat pe cei de la uh, tehnic dacă pot să-mi pună scara lui Petru. Era uh, fiecare, uh, cam mică, fiecare treaptă. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, Evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Toate acestea sunt trepte pe care trebuie să le urci în vederea cunoașterii. Și ele se leagă, nu poate una fără alta. Uh, eu stăteam când eram mic la etajul 4. Și urcam și două, trei trepte odată, săream. Când coboram, le, urc, le săream pe toate zece odată. Dar când urc, acum nu cred că mai... Acum abia urc una câte una. Dar atunci săream, da? Ei, în, din punct de vedere spiritual, și vreau să reținem lucrul acesta, nu merge să sărim peste trepte. Nu merge să sărim de la credință la cunoștință. Pentru că credința este legată de faptă, fapta e legată de cunoștință, cunoștința e legată de înfrânare, înfrânarea e legată de răbdare, răbdarea e legată de evlavie, evlavia e legată de dragoste de frați și dragostea de frați este legată de iubirea de toți oamenii. Asta este, dacă vreți, mecanismul după care funcționează împărăția lui Dumnezeu. Dice, dacă veți avea aceste lucruri din belșug în voi, nu așa cu pipeta, cu picătura, din belșug în voi, în felul acesta, zice, vi se va da intrare deplină în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Asta e capitolul 1. Capitolul 2 tratează cunoașterea și vine și spune cunoașterea ne scutește de falimente, mai ales de falimentele uh, spirituale, identificând și am auzit trei predici din capitolul 2. Cât de important este să identificăm falși învățători, cu false învățături, cu erezii nimicitoare care ne îndepărtează de la adevărul lui Dumnezeu și Imaginea pe care Dumnezeu ne-o prezintă, Dumnezeu este drept. Ei, asta vrea să cunoaștem despre El, să-L avem în imaginea asta pe Dumnezeu în toată măreția Lui. Nu putem lua din Dumnezeu doar atributele care ne plac. În urmă cu câteva săptămâni am vorbit din psalmul 31 înaintea dumneavoastră și am vorbit și am prezentat înaintea dumneavoastră bunătatea lui Dumnezeu în bonusul ei. O, cât de mare e bunătatea ta! Dar nu putem să ne uităm doar la bunătatea lui Dumnezeu, ignorând celelalte atribute prin care Dumnezeu s-a uh, revelat. Și am ajuns la capitolul 3. Frați și surori, capitolul 3 le leagă pe amândouă, aș putea spune. Și capitolul 1 și capitolul 2. Și vine și ne spune, și de aceea spuneam că împart mesajul din capitolul 3 în două. Prima parte este legată de cunoașterea persoanei Domnului Isus Hristos. Iar a doua parte este legată de cunoașterea evenimentelor, care se vor desfășura, evenimentelor care, se vor, uh, care, vor avea, care vor avea loc. Și atunci vine Scriptura și vine Apostolul Petru în capitolul 3 și spune în felul următor. Dacă îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos și cunoaștem și evenimentele care se vor desfășura, atunci Putem să urcăm aceste trepte spirituale din capitolul 1. Vă spuneam, capitolul 3 leagă și capitolul 1 și capitolul 2 și, dacă vreți, întregește și vine și să ne explice, dacă pot să spun așa, și un secret al reușitei. Cunoașterea persoanei și a evenimentelor care vor veni ne vor ajuta să urcăm treptele din punct de vedere spiritual. Cunoașterea persoanei Domnului Isus Hristos și realitatea desfășurării evenimentelor ne vor ajuta să facem față și ereziilor și falsului care circulă. A circulat și atunci, și fiți fără frică, circulă și poate că astăzi deja este la o cu totul și cu totul altă, altă scară. Ceea ce ne spune Apostolul Petru, și cred că e important să subliniez lucrul acesta, înainte, mai ales că mi-am intitulat mesajul în științări care determină, care fac o inimă, în științări care trezesc o minte sănătoasă. Frașii și surori, dragii mei, Apostolul vine și spune în felul următor. Prin amândouă epistolele, eu caut să vă trezesc o minte sănătoasă prin înștiințările care vi le aduc și el menționează aici două elemente care sunt demne de menționat, de scos în evidență. El spune în felul următor, versetul 2, 2 Petru 3 cu 2. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostoli. Cu alte cuvinte, Apostolul Petru vine și spune în felul următor, dragii mei, o minte sănătoasă este un produs al cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Cu cât cunoaștem mai bine cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mintea noastră, uneori mintea asta ne și minte, dar cu atât mai mult mintea aceasta, care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, poate să că față oricărei provocări, oricărei adversități, oricărui lucru care la un moment dat ar putea să vină și să, se de, să ne deturneze, să ne scoată, să zic așa, de pe drumul acesta pe care am pornit spre împărăția lui Dumnezeu. Observați că cei care vor veni cu erezii nimicitoare, zice versetul 1 din capitolul 2. În noroc s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Ei, și apostolul trage un semnal de alarmă și spune: E foarte important să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, nu fac aici neapărat eu știu, o chemare pentru a veni și a ne înscrie la o școală de teologie, că numai dacă suntem acolo, putem să nu, ia, nu la aceasta mă refer. Nu știu câți din destinatarii la care apostolul Petru scria, erau inclus sau erau studenți într-o într -o facultate sau într-un seminar teologic, mai ales în vremea aceea. Ci ne referim efectiv la Scripturi în ceea ce privește devoționalul nostru. Citirea Scripturilor, memo, meditarea, memorarea. Salmul 1, citit duminica trecută seara, la seara de tinere, spune nu se duce, nu se oprește, nu se așează niciunde care este să-l dăuneze sau să-i vătămeze în relația lui cu Dumnezeu. Dar ce face? Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte, adică permanență, se gândește la cuvântul lui Dumnezeu, cugetă la legea lui. Puneți-mi, vă rog, frumos, Iosua, capitolul 1 și versetul 8. Vă rog, uitați-vă și la versetul acesta. Ce recomandare îi face Dumnezeul lui Iosua, succesorul Moise? Spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei. Meditează la ea. Și nu medita din când în când și uneori, o dată pe an. Nu vreau să jignesc, nu vreau să... Dar mi-ar plăcea să deranjez în dimineața aceasta, nu să jignesc. Când a fost ultima oară când ai deschis Scriptura, să meditezi asupra ei? Să te gândești la cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce scrie în ea. Căci atunci efectul este acesta. Vei lucra cu înțelepciune și vei izbuni în toate căile tale. Secretul reușitei stă în atitudinea vis-a-vis -vis de Scriptură și a modului în care abordăm. Cuvântul lui Dumnezeu. Cu asta începe capitolul 3. Asta este sublinierea pe care Apostolul Petru o face în capitolul acesta și vine și spune în felul următor. Frați și surori, ca să cunoaștem scripturile sau cunoscând scripturile, vom ajunge să-l cunoaștem și pe Domnul Isus Hristos. Adică să avem imaginea clară despre persoana Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că adevăratul creștinism înseamnă cunoașterea adevărată, conform Scripturii, a Domnului și Mântuitorului nostru. Îmi place, acum când mă uitam în Scriptură și mă pregăteam pentru mesajul din dimineața aceasta, frați și surori, de câteva ori, dacă nu greșesc, cred că de patru ori, Apostolul Petru are așa o formură completă când prezintă persoana Domnului Isus. Ascultați-vă, rog, zice în în versetul și în versetul pe care l-am citit, versetul 2, a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Întotdeauna adaugă, parcă putea să zică a Domnului Isus Hristos sau a Domnului Isus. Alți scritori uneori se refetă sau se referă doar la aspectul acesta, dar el vine și spune a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Ca o formulă completă, nu-l poți cunoaște. Știți care este una dintre problemele care creștinismul contemporan le are? Ne-ar plăcea ca Domnul să fie doar mântuitor, nu Domn. Când Apostolul Petru predică la cinzecime, mulțimilor care erau adunate acolo, el spune în felul următor, să știe bine dar toată casa lui Israel, să știe bine dar toată Filadelfia, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos, Domn și Mântuitor pe acest Iisus. Ei, ce înseamnă lucrul acesta? înseamnă că noi nu le putem separa. Și am curajul să afirm în această dimineață înaintea dumneavoastră, Hristos va mântui pe aceea în care o viață domnește. Repet, Hristos va mântui pe acei în a căror viață El domnește. Pentru că noi nu le putem separa cele două. Așa mi le prezintă Scriptura de câteva ori, numai aici în doi, Petru, le sublinează și spune Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Frați și surori, cunoașterea este esențială. Un adevărat creștin, un adevărat copil al lui Dumnezeu face din cunoaștere uh, ținta, dorința pe care o are. În uh, Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, versetul 3, este afirmația și definiția vieții veșnice. Și spune Scriptura în felul următor uh, acolo. Și viața veșnică este aceasta toți cei care suntem aici, avem ca și țintă viața veșnică. Venim și stăm la masă în dimineața aceasta cu Domnul, tot în scopul acesta, în dorința de a dobândi la un moment dat viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cu alte cuvinte, nu există viață veșnică fără cunoaștere. Apostolul Pavel, scrie în epistola lui către filipeni filipeni capitolul 3 versetul 10 și versetul 11 și să-l cunosc pe el și să cunosc puterea învierii lui părtășia suferințelor lui să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip Frașii, surori, vă rog rețineți dacă voi putea la învierea din morți Apostolul Pavel nu se, învie, nu se referă aici la învierea generală, la învierea de care toți vor avea parte odată, ci se referă la întâia înviere, învierea bisericii, învierea răpirii, premiul chemării cerești. Și nu poate fi o dorință mai mare pentru un adevărat copil al lui Dumnezeu decât a dobândi în final viața veșnică. Cunoașterea persoanei Domnului Iisus Hristos este prima parte a capitolului 3. Și vreau să ne uităm un pic în acest capitol. Versetul 3, puneți-mi un pic versetul 3 din 2 Petru capitolul 3. 2 Petru 3 cu 3. Și uitați-vă, vă frumos, înainte să prezinte persoana Domnului, el face o afirmație foarte interesantă. Sunt trei lucruri importante pe care le subliniază numai în versetul acesta. 1. Înainte de toate. Ce înseamnă înainte de toate? Înainte de toate înseamnă parcă lucrul cel mai important, mai presus de orice altceva înainte de toate, da, să știți că în zilele din urmă, e al doilea lucru foarte important. Vreau și surori, dragii mei, zilele din urmă nu înseamnă neapărat o zi sau câteva zile înainte de final când Domnul va veni sau depinde ce asociem, ce eveniment asociem. Noi spunem tot timpul că trăim zilele din urmă, dar vreau să înțelegem limbajul Scripturii. Când Biblia se referă la zilele din urmă, nu se referă neapărat, eu știu, la o săptămână înainte de venirea Domnului, ci se referă la o la anumită perioadă de timp. Aș asociat o a, aș lega-o chiar de momentul revărsării Duhului Sfânt și până la momentul răpirii, dacă vreți, o perioadă destul de lungă. Dar să nu uităm și chiar în textul nostru vine și ne spune că pentru Dumnezeu, care este atemporar, dincolo de timp și spațiu, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Aici n-aș vrea să punem egal, să spunem 1 egal 1000 pentru Dumnezeu și să socotim toate lucrurile în felul acesta. Și mai degrabă cred că apostolul când vorbește despre o zi ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi, vrea să scoată în evidență faptul că Dumnezeu este dincolo de timp și spațiu. Dumnezeu are un alt mod de a socoti vremurile. Iar lucrurile nu se desfășoară după timpul meu, nici după al nostru, nici după ceasul pe care l-am acolo în fața mea, nici după cel pe care l-am la mână. Și toate lucrurile, toate evenimentele care l-au centru pe Dumnezeu se vor desfășura după programul pe care Dumnezeu îl controlează și după ceasul pe care El îl știe cel mai bine. De aceea spuneam că asociez zilele din urmă nu neapărat cu una, două, trei, o săptămână înainte de ceva, ci cu o anumită perioadă. Asta e definiția. Știți ce spune tot Apostolul Petru, că tot m-am referit la el și tot din epistola lui citim, în prima predică pe care o ține la cinzecime. În momentul în care Duhul Sfânt s-a revărsat, au început întrebările acolo. Ce să fie, ce se întâmplă și Apostolul Petru are o explicație și vreau să vă citesc explicația Apostolului Petru. El vine și spune în felul următor în Faptele Apostolilor, capitolul 2 și versetul 16 și 17. Fapte 2 cu 16. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Cu alte cuvinte, Apostolul Petru vine și spune în felul următor. Ceea ce se întâmplă acum prin revărsarea Duhului Sfânt nu e nimic altceva decât dovada că suntem în zilele din urmă. Frașii și surori, să știți că de 2000 de ani noi toți suntem în zilele din urmă. Și dacă vreți, din punctul de vedere al venirii Domnului, în ceea ce privește răpirea Bisericii, ziua aceea poate fi oricând. Ziua aceea se poate întâmpla și acum, când noi stăm aici gata să ne împărtășim. Pentru că ziua aceea este o zi specială pe care o știe Tatăl, cu siguranță, în sânul Sfintei, trăim. Dar cât despre ziua în care picioarele lui vor călca pe Muntele măsrilor este o altă zi, este un alt moment și se va desfășura și acela, tot în conformitate cu planul și cu programul lui Dumnezeu. Primul lucru spune Apostolul aici, înainte de toate, mai presus de orice, țineți cont de ceea ce vă spun. Zilele din urmă vor avea un specific și cu cât ne apropiem tot mai mult de finalul istoriei. Cu cât ne apropiem tot mai mult de momentul în care peste scena acestei lumi va cădea cortina. Frașii și surori, dragii mei, trăim într-o lume care se îndepărtează parcă tot mai mult de standardele și de valorile pe care Dumnezeu le promovează. Zice aici, Scriptura, vor veni bagiocoritori, o să explicăm imediat, vor veni bagiocoritori care vor trăi după poftele lor. M-am uitat într-o explicație să văd ce înseamnă exact lucrul acesta. Zice, care vor avea modul acesta de viață. Acum 20-30 de ani era rușine, eu știu, să, să te îmbraci într-un anumit mod. Acum deja nu mai este rușine. Opulență. Chiar și în mijlocul nostru. Mândrie, aroganță, sfidare. Stăteam de vorbă cu cineva zilele acestea, îmi spunea, nu-mi vine să cred că de rea devine lumea. Frați și surori, mod de viață de genul acesta, străind de standardele divine, nu vor mai avea repere ca Scriptura. De aceea cred că zilele din urmă, perioada aceasta, încet încet se apropie de momentul zilei din urmă. E un joc de cuvinte, dar sper să mă înțelegeți. Zilele din urmă, perioada se apropie încet încet de finalul tuturor lucrurilor. Și spune aici Apostolul că înainte de toate să știi, în zilele din urmă, în perioada aceasta, va veni o categorie de oameni bagjocoritori, nu numai bagjocoritori, zice, plin de bagjocuri. Frați și surori, dicționarul explicativ al limbii române spune în felul următor, bagjocura este atitudine obraznică și disprețuitoare la adresa cuiva sau la ceva. Repet. Atitudine obraznică și de dispreț. Sau disprețuitoare. Mai mult este sinonim cu bătaie de joc. Asta este definiția dicționarului explicativ al limbii române vis-a-vis -vis de bagiocură. Și Apostolul Ioan vine și completează parcă imaginea aceasta în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 18. 1 Ioan 2 cu 18. Copilașilor, este ceasul cel din urmă. Zilele din urmă, ziua care se apropie, ceasul din urmă. Copilașilor, este ceasul cel din urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ce înseamnă? Nu mă refer la anticrist ca și personaj, nici nu încerc să-l identific. Acum în predica aceasta nu face obiectul mesajului pe care îl aduc în această dimineață înaintea dumneavoastră, dar leg de bagiocoritor. Știți ce înseamnă antichrist? Antichrist înseamnă fie în locul lui Hristos, un înlocuitor al lui Hristos, și Domnul spunea, vor veni mulți care vor zice, eu sunt Hristosul. Într-o perioadă de genul acesta, eu am soluție la salvare. Eu sunt Salvatorul vostru. Gruparea mea e mântuirea, nu la voi. Ce ați predicat voi nu e Evanghelie. Aici noi, ăștia, noi avem Evanghelie. Aici e mântuirea. Vor veni mulți anticriști de genul acesta, care se vor pune în locul lui Hristos sau antichrist înseamnă și împotriva lui Hristos. Împotrivitor, de o parte, vis-a-vis -vis de persoana Domnului Isus Hristos și pe de altă parte, vis-a-vis -vis de învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat. Dragii mei, Apostolul Petru, în prima parte, în cele nouă versete, de fapt de la versetul 4 în continuare până la versetul 9, prezintă atitudinea ostilă față de persoana Domnului Iisus Hristos. Pe de o parte vine Apostolul Petru și spune în felul următor, Atacul vis-a-vis -vis de persoana Domnului va fi din trei direcții, trei puncte de vedere. Vor avea atitudine ostilă, bagiocoritoare față de divinitatea Domnului Isus Hristos, atitudine bagiocoritoare față de credibilitatea Domnului Isus Hristos și atitudine bagiocoritoare față de misiunea Domnului Isus Hristos. Trei lucruri pe care bagiocoritorii le vor contesta, le vor ataca în vederea pervertirii persoanei Domnului Isus Hristos. Atacul în perioada aceasta e mult mai mare decât în vremea în care Apostolul Petru scrie. Repet, divinitatea Domnului, credibilitatea Domnului și, în al treilea rând, misiunea sau lucrarea Domnului. Haideți să le luăm pe scurt pe, 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 pe rând și să ne uităm la ele. Apostolul Petru spune foarte clar în cea de-a doua epistolă și așa și începe, vă spuneam că finalul aduce totul împreună și explică. În 2 Petru 1 cu 1, vă rog, ascultați și citiți cu atenție versetul acesta. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț, de aceeași valoare cu a noastră, și acum ascultați cum a venit credința aceasta. Prin dreptatea el nu mai spune aici a Domnului și Mântuitorului. El spune prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Dar de ce, Petre, în alte pasaje folosește expresia Domnului și Mântuitorului, iar în contextul acesta, în momentul în care vorbești despre credință, despre uh, uh, oferta pe care El a făcut-o, scoți în evidență Dumnezeirea Domnului Isus Hristos. Pentru că tocmai Dumnezeirea va fi contestată. Frați și surori, dragii mei, Întrebați-vă, rog frumos, oameni, dacă vreți și creștini de alte nuanțe, dacă cred că Isus Hristos este cu adevărat Dumnezeu. Aici este chintesența credinței creștine. Aici este, dacă vreți, puterea, semnificația. Orice alt lider care s-ar fi ridicat, oricât de influent ar fi, Luați-l dacă vreți pe Mahomet, luați-l pe Buddha sau pe Confucius sau oricare altul sau care se va ridica acum în vremurile acestea. Niciunul dintre ei nu pot să-și revendice această, această divinitate care o are. E tocmai de aceea, dacă reușim să-L golim pe Hristos de divinitate, îl aducem doar un simplu om, nimic altceva. Un om ca și ceilalți fiecare, un întemeitor de religie ca orice care, ori aici este marea diferență și tocmai aici va fi atacul cel mai puternic vis-a-vis -vis de persoana Domnului Isus Hristos în ceea ce privește Dumnezeirea lui. În ceea ce privește Dumnezeirea Lui. Ei, tocmai de aceea aș vrea să ne uităm la textul acesta. Știți ce spune versetul 5 și versetul 6? Și m-am mirat, când am stat să analizez textul, mi-am pus una din întrebări. Zice așa, versetul 5. Că cine adin se facă, nu știu că o dinioară, erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Am stat să mă gândesc care e sensul, de ce introduce aici actul creației Apostolul Petru. Ce vrea să scoată în evidență? Ce vrea să demonstreze? Pentru că oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Înseamnă că Duhul Sfânt a fost acela care l-a căuzit pe Petru și să amintească acela al creației. De ce e importantă creația? Și mai ales folosește expresia cuvântului Dumnezeu. Sunt cel puțin două sensuri ale expresiei cuvântului Dumnezeu în Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu se referă în primul rând la Scriptură, la Biblie, dacă vreți, care e cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dar în același timp, cuvântul lui Dumnezeu se referă și la persoana Domnului nostru Isus Hristos. Și în mod deosebit, Evanghelia după Ioan tratează persoana Domnului Isus și vă aduc aminte de versetele pe care le citim la nașterea Domnului. La început era cuvântul, Evanghelia după Ioan 1 cu 1 și 2, și versetul 14. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era de la început cu Dumnezeu, versetul 14. Da, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. În momentul în care Scriptura prezintă persoana Domnului Isus Hristos, sunt, dacă nu greșesc, vreo 98 de afirmații tipologice vis-a-vis -vis de Domnul. Dar una din afirmațiile tipologice este legată de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, de ce Apostolul Petru vine și prezintă creația și spune Cuvântul lui Dumnezeu a fost parte în creație, a fost parte în lucrare? Tot în Ioan, în capitolul 1, versetul 3. Ioan, Evanghelia, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune Toate au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut, vă rog rețineți, și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără, fără El. Înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Domnul, era prezent în actul creației. Era acolo. Apostolul Petru vine și spune, atenție, cel pe care voi îl contestați ca și persoană nu e oricine. E Dumnezeu Creatorul. E Dumnezeul care le-a făcut pe toate. Și acum, puneți-mi, vă rog frumos, geneza 1 cu 1. Uitați-vă, vă rog frumos, în primul rând la geneza 1 cu 1. În limba română spune în felul următor, la început, Dumnezeu a făcut. Nu știu foarte bine engleză, dar dumneavoastră, cei care citiți mai bine ca mine și vorbiți poate mai bine ca mine, citiți vă rog în engleză. Acolo nu vorbește despre a făcut, ci acolo vorbește despre a creat. Dragii mei, e diferență între a face și a crea? Probabil că zice, dar sunt sinonime la urma urmei. Că și a face, zicem noi, îi înseamnă a crea. Nu, e greșit. A crea poate fi sinonim cu a face. Dar a face niciodată nu e sinonim cu a crea. Pentru că a crea este un atribut exclusiv. Singurul care creează din nimic, când trebuie să faci ceva, atunci ai un mijloc, da? îl lucrezi, îl modelezi, îl transformi. Aia înseamnă a face. Dar când e vorba de creație, Creația îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. De aceea vine Scriptura și spune, toate lucrurile au fost create prin el. Nu doar făcute. Nu remodelate. Am pregătit și un PowerPoint, dacă mi-l puteți găsi, vă rog frumos, în ceea ce privește ebraica și apoi engleza. Și spune în felul următor în limba ebraică. Bereșit, bara, Elohim. Bereșit, bara. Elohim. Ce înseamnă Elohim întotdeauna este prezența pluralului divinității. Acolo nu folosește termenul de Iahve, nu folosește un alt termen. Termenul este în scriptura originală. Nu folosește un alt termen, ci folosește termenul Elohim. Sugerând deja prezența Trinității, pluralul divinității, pentru că mărturisim și credem, frașii și suror dragi mei, mărturisim și credem că întreaga creație este actul nemijlocit al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duc, care au fost prezenți acolo la creație. Și ne, ei nu doar au făcut, ei nu au la ceva să remodeleze și să facă. La început, Dumnezeu a creat. Și când vorbesc de creație, vorbesc de Dumnezeul care zice și se face. Poruncește și totul ia ființă. Revin acum la acest 2 Petru capitolul 3. În adin se fac. Deci nu că nu știu. În adin se fac că, odi că nu știu. Că odinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă citesc și din Evrei 11 cu 3 și aici o să ne oprim. De credibilitate și de misiune, vorbim duminica viitoare, dacă Domnul ne ține în viață. Evrei 11 cu 3. Spune felul următor. Prin credință pricepem, înțelegem. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută, lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Hristos Domnul, prezent în actul creației, ca Dumnezeu Creator ca cel ce are autoritate și putere, nu golit de divinitate, nu golit de, de, de Dumnezeire, ci Dumnezeirea strălucește în el și există pentru totdeauna, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Cine poate să facă ceva din nimic? Cine poate să creeze ceva din nimic? Unul singur. Dumnezeu adevărat. Mărit să fie în numele Domnului. Frașii și surori, dragii mei, în această dimineață, chiar dacă nu-L vedem fizic între noi, Dumnezeul adevărat este în mijlocul nostru. Creatorul este în mijlocul nostru. Când veți citi Geneza 1 cu 1, chiar dacă nu vei zice Bereșit bara Elohim, bara este cuvântul creat, chiar dacă nu vei zice, nu la asta, nu fac un lecții de ebraică, nu la asta, dar am vrut să scot în evidență aspectul acesta pentru că în vremurile acelea, Hristos era golit de divinitate, redus doar la un simplu om. Și în vremurile acestea, atacurile vor fi tot mai mult, pentru că bagiocoritorii care vor veni, vor fi plini de bagiocuri acum. Nu doar ceva superficial, ci vor fi plini de bagiocuri, încercând să ne schimbe crezul, să ne schimbe mintea. Apostolul vine și spune, vreau să vă țin o minte trează. Și mintea trează înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Și mintea trează înseamnă cunoașterea Domnului Isus Hristos. Și mintea trează înseamnă să știi că Isus e Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Mărit și binecuvântat să fie numele Domnului în veci de veci. Amin.